Bună, dragii mei dragi! Uite că am simțit să scot telefonul și să vorbesc cu voi puțin. Încerc să petrec timp în natură în fiecare zi. În fiecare zi să mă deconectez și să mă deconectez de aglomerație și de lumea din exterior și să mă cuibăresc aici în mine și să stau într-un spațiu natural. Mă ajută foarte mult. Încercați și voi, dragilor, în fiecare zi găsiți-vă timp să stați măcar o oră cu voi, măcar o oră în mijlocul naturii, măcar o oră în liniște, fără toate distragerile de atenție din exterior. De ce am zis să vorbesc cu voi? O să fie un videoclip mai ciudățel ăsta. Mergând acum pe stradă, am văzut o doamnă care purta un tricou pe care era inscripționat un mesaj. Acum, eu cred că cei dintre voi care sunteți treziți știți că nimic nu apare întâmplător și că și aceste mesaje de pe tricouri sunt tot pentru noi, da? Ne arată niște lucruri. Orice melodie care începe din senin la radio, ascultați cu atenție sirenele care trec pe stradă, ascultați cu atenție, eu știu, dacă sunteți pe o bancă și lângă voi cineva are o conversație și spune două, trei vorbe mai tare. Toate sunt parte din ceea ce voi ați creat în exterior și sunt pentru voi. Pentru voi. Mesaje pentru voi. Universul comunică cu noi non-stop. Non-stop. Ni se arată lucruri, ni se spun lucruri. Bun, ce scria pe acest tricou? Scria așa: Sometimes the king is a woman. Pentru cei care nu știu engleză, uneori regele este o femeie. Mie îmi plac astfel de mesaje așa. Îmi place paradoxul, pentru că oricum ar fi și orice s-ar întâmpla, tot într-un paradox ajungi. Cu cât tu crezi că știi și că alegi albă sau neagră, fond și la urma urmei, tot într-o coadă de pește ajungi și tot într-un paradox, pentru că nu trebuie să fie nici albă, nici neagră. Nu trebuie să fie ori-ori, trebuie să fie și-și. Înțelegeți? Și după acest mesaj, da, pe care am zâmbit când am văzut mesajul ăsta, m-am gândit, wow, cât e interesant. Știți, eu sunt omul care își pune întrebări. Dacă m-a ajutat ceva până acum, în drumul meu de evoluție până acum, din experiența mea, vă spun atât. Puneți-vă întrebări. Nu luați nimic de bun. Lăsați lucrurile să se așeze în voi, treziți busola voastră interioară și lăsați intuiția voastră să reacționeze față de ceea ce auziți, față de informația care vine către voi. Era vărsătorului este despre cunoaștere, despre informație, despre aflarea adevărului, da? Până acum omenirea a dormit în pantofi, ca să folosesc o expresie. Am luat totul de bun, ne-am născut aici, nu ne-am întrebat, da, eu cine sunt, da, de ce am venit, da, care-i treaba cu mine, da, ce sunt oamenii, da, ce e natura asta, da, ce este acest Dumnezeu, da, care-i treaba cu satana, cu diavolul, da, ce este biserica, da, cine sunt oamenii ăștia să-mi spună mie ce să fac, da, de ce mă iau eu după ce văd la televizor, da? Eu am fost un om care s-a întrebat tot timpul și a pus întrebări. De mică, de la 10 ani, îmi pun întrebări existențiale. Această fire a mea curioasă m-a ajutat să ajung și mai aproape de mine și mai aproape și mai aproape și continui să fac asta, pentru că n-am ajuns nicăieri și pentru că nu știu nimic. Vreau să înțelegeți ceva. Eu acum vorbesc, voi mă ascultați, dar nu trebuie să credeți nimic din ce vă spun eu. Pentru că nici eu nu știu nimic. Eu doar arăt așa o direcție, vă spun să vă mai puneți întrebări, să vă ascultați pe voi, să citiți și să căutați, să cercetați și să nu vă opriți. Pentru că cu cât îți pui întrebări ca un copil și întorci fiecare pietricică și nu lași nimic să se... Nu luați nimic de bun, da?
Pentru că tot ce am învățat în școală se pare că nu e adevărat. Tot ce ne-au învățat bisericile și preoții și oamenii care știu, la fel, se pare că nu e adevărat. Tot ce ne-au învățat ai noștri, familia, nici ei nu știau, săracii, ce ne învață, pentru că și ei la rândul lor au învățat tot felul de baliverne din generație în generație, s-a perpetuat până s-a ajuns aici. Și atunci ce aveți de făcut este să vă puneți întrebări non-stop. Întrebați-vă, mă, dar asta de unde știu eu că e adevărată? Mă, asta cine? De unde a venit? Eu în ultima vreme vreau să vă spun că au venit către mine atât de multe documentare și pentru că încep să-mi pun întrebări, vin și răspunsurile. Am urmărit zilele trecute un documentar care vorbește despre pădurile noastre. De ce nu avem copaci mai bătrâni de 300 de ani? Unde sunt? Pământul ăsta are cel puțin 2000 de ani, așa știm noi, da? Dar el are mult mai mult. Unde sunt copacii noștri? Ce sunt vulcanii? Ce sunt munții? Care-i treaba cu pietrele? Întrebați-vă de unde vin toate astea, unde sunt, dacă acest pământ, această planetă este de atâția mii de ani. Ce se întâmplă? Căutați aceste informații să vedeți. Hai să ne întrebăm, de ce am luat de bună asta că Dumnezeu a creat pe Adam și că Adam a creat-o pe Eva din coasta lui? Dacă nu e așa, dacă Dumnezeu este o femeie, este creație și a creat femeia prima dată și bărbatul a creat ca să ajute femeia, dacă e invers, hai să vedem. De unde credem noi că există satană și diavol și credem noi că întunericul? Dacă nu e adevărat, dacă satana și diavolul a fost inventat, dacă nu este... N-avem de ce să ne avem frică. Dacă frica este inventată de cei care au condus omenirea aici, dacă noi ca și omenire am fost luați și îndoctrinați așa cum au vrut ei și ne-au băgat în cap ce au vrut ei ca să ne sclăvuiască, dacă cei care conduc lumea nu au darul creației și numai prin noi ei pot să supraviețuiască, știți care este cea mai mare bucurie a celor care conduc această matrice? Frica noastră. Dacă noi nu mai avem frică, suntem liberi, ei nu au ce să ne facă. Dacă noi ne oprim din a crea, jocul lor s-a terminat. Da? Haideți să citim, haideți să ne punem întrebări. Eu nu zic că ce spun eu aici e adevărul absolut. Eu nu zic că am ajuns eu undeva, v-am mai spus. Vă spun doar atâta. Haideți să ne punem întrebări. Fiți curioși. Atât. Fiți foarte curioși cu tot. Să nu rămână nimic de care să nu vă îndoiți, să nu rămână nicio piatră neîntoarsă. Întoarceți toate pietrele, tot ce ați crezut voi că știți în viața asta, luați totul la purificat și începeți să vă puneți întrebări. Bă, când e adevărat e asta? Bă, de unde știu eu asta? Mă, cine mi-a băgat în cap asta? Mă, se pupă cu adevărul din mine? Este pentru mine acest adevăr? Simt eu că e parte din ceea ce sunt? Da, sunt convinsă că mulți nu vreți să vă puneți întrebări pentru că ați trăit într-o viață de confort și pentru că vi se pare normal să luați totul așa cum vă este servit. Dar îmi pare rău să vă spun, era asta care începe acum nu ne mai lasă să stăm în adormire. Omenirea se trezește. Pas cu pas începem să înțelegem că am fost ținuți într-o cutiuță, într-o matrice din care trebuie să ieșim. Nu se poate să continuăm așa, n-avem cum. Înțelegeți? N-avem cum, pământul ăsta se schimbă, vibrația se ridică. Citiți despre carbon și siliciu, citiți despre cum acest corp al nostru începe să se transforme în cristal, din cărbune devenim cristale, diamante. Da? Hai să vedem. Dacă suntem de fapt nemuritori și ni s-a băgat în cap că noi suntem muritori, dragilor, începeți să vă puneți întrebări. V-am spus, eu sunt aici o nebună care vorbește. Cine mă ascultă, mă ascultă, cine nu, nu. N-am absolut nicio frică, nu-mi trebuie, puteți să-mi dați unfollow dacă vi se pare că bat câmpii, dacă am luat o razna, dacă nu sunt pentru voi, dacă adevărul meu nu rezonează cu adevărul vostru. Este perfect, ok, eu nu stau aici ca să mă placeți voi, eu stau aici ca să mă plac eu pe mine, eu stau aici ca să aflu cine sunt eu stau aici ca să ajung la adevărul meu, la esența mea, ați înțeles? Și da, eu o să continui să-mi pun întrebări. Pentru că eu pentru asta am venit. N-am nicio datorie față de nimeni, am datorie față de mine. Și aflându-mă pe mine și ajungând la adevărul meu, prin ceea ce fac eu, îi voi inspira și pe alții să ajungă la ei. Nu știu câți vom fi. O mână de oameni, dacă suntem, tot e bine. Că sunt șanse mari să
transformăm această paradigmă și să ne ducem acolo unde mulți vorbesc despre epoca de aur, mulți vorbesc despre era de lumină, mulți vorbesc despre pacea de 1000 de ani, nu? Ei, eu mă îndrept către asta. Simt eu că rezonează cu ceva din mine. Simt eu că eu n-am venit pe aici să mă irosesc. Simt eu că am venit aici ca un deschizător de drumuri, care nu vrea să se împace și să asculte ceea ce este băgat pe gură și pe un cap forțat. Hai, v-am pupat. Atât. Fiți curioși. Puneți-vă întrebări. Căutați, cercetați, citiți. Ascultați-vă pe voi. Dacă ați prins măcar ideea asta și ajungeți să vă descoperiți căutând, eu mi-am împlinit misiunea. Vă iubesc pe toți. Pa, pa!